Fundația CDIMM Maramureș vă invită să participați la evenimentul de celebrare a Zilei Europei 2022, eveniment care se va desfășura la Centrul de Instruire și Marketing Gheorghe Marcaș al CCI Maramureș, situat la adresa Alea Expoziției 5, Baia Mare. Evenimentul va avea loc în data de 6 mai, începând cu ora 12. Manifestarea dedicată Zilei Europei 2022 își propune să reunească autorități publice, studenți, elevi, cadre didactice, reprezentanți ONG, voluntari români și străini, reprezentanți ai instituțiilor culturale, mass media, precum și publicul larg din județul Maramureș, interesat să se implice în viața comunității locale. Temele care vor fi puse în dezbatere cu această ocazie sunt solidaritate cu refugiații din Ucraina și schimb de experiență între cluburile de robotică. Polițiștii de frontieră din Sighetul Marmației au descoperit și confiscat, în urma unei acțiuni desfășurate pe linia combaterii contrabandei cu țigări, peste 10.700 pachete cu țigări de proveniență ucraineană, în valoare de aproximativ 126.000 de lei. Polițiștii de frontieră, sprijiniți de un echipaj din cadrul Inspectoratului General de Aviație, aflat în misiune de supraveghere aeriană a frontierei de stat, au observat mai multe colete abandonate în imediată apropiere a linei de frontieră, pe direcția localității Straja, județul Suceava. În urma cercetării zonei s-au descoperit 5 colete voluminoase care conțineau țigări de contrabandă. Întreaga cantitate de țigări a fost ridicată în vederea confiscării, iar în cauză se efectuează cercetări sub aspectul săvârșirii infracțiunii de contrabandă, în vederea depistării tuturor persoanelor implicate, precum și pentru documentarea întregii activități infracționale. Începând de miercuri 27 aprilie, noul inspector școlar general al Inspectoratului Școlar Județean Maramureș este Mihai Pop. Într-un comunicat al ISJ Maramureș se transmite că ieri a încetat detașarea în interesul învățământului a profesoarei Anca Minodora Costin Hendia, în funcția de inspector școlar general. Mihai Pop ocupa până acum funcția de director la Liceul Tehnologic Agricol Alexiu Berinde Seini.